Bună seara, bine v-am găsit la DigiSport Special. Suntem împreună cu Ionel Dănciulescu și Dece Părăduescu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Informația momentului, puțin mai devreme la Fotbal Club, Ilie Dumitrescu, ia să vedem ce a spus. Am vrut acum să sunăm Gemali Becali în pauza publicitară și mi-a spus că există o ofertă de 13 milioane pentru Octavian Popescu și Gigi Becali nu vrea să-l vândă, apropo de visurile astea. Și 15%, deci 15% procent să rămână Gigi cu 15% și 13 milioane acum pentru Octavian Popescu, apropo de... Așadar, există această ofertă de 13 milioane. FCSB ar mai rămâne cu 15% dintr-un eventual viitor transfer și Gigi Becali nu vrea să-l vândă. E ca și când ai fi câștigat la loto. Ai cheltuit cu Octavian Popescu, nu știu, 15, 20, 50 de mii, să zicem, și peste un an e 13 milioane. Posibilitatea să te mai încarci un pic și în viitor. Asta nu se știe. Dar așa gândim noi. Un om care are câteva sute de milioane zice că are aspirații mai mari. În ultima perioadă a făcut și un transfer ieri pe sumă destul de importantă, vorbind de mână. Corect. Are aspirații mai mari. Dar le-a avut de multă vreme, da? Țineți minte, 150 de milioane, 150 de milioane și așa mai departe. Nu o să se întâmple niciodată treaba asta cu un jucător din România în viitoarea perioadă. Ce mai interesant e următorul lucru, că au revenit în forță frații Becali și iată că, nu știu de unde găsesc oamenii ăștia care ar putea să dea atâția bani pe un fotbalist care, de exemplu, nu știu ce a confirmat. E talentat, da? Da. Dar probabil că au văzut în el un jucător de mare perspectivă. Sau că au ambalat atât de bine, nu știu, cadou, cât au zis, da, domnule, ți-l... Și mergând mai departe, mă gândesc că au relația Parma în Italia, au relația Mourinho la Roma. Că e o relație, nu știm echipa. E o relație. Mourinho era un invitat permanent prin România, fără minte să știm și noi. Mai ții minte că a mai fost în discursul lui Ioan Becali sau lui Victor Becali, domne, Mourinho, oricând, să-i dau un jucător, dar trebuie să-i dau ceva ca lumea, nu... Corect. E posibil să fie o echipă mai mică, da, e posibil să fie o echipă mai mică. Nu știu dacă Octavian Popescu ar îndeplini criteriile în momentul de față. La asta mă gândeam. Kuman, prietenul lor, e în altă parte și nu putem discuta despre asta. N-ar putea să meargă acolo. Da, bineînțeles că au și alte variante. Cert e că măcar asta am aflat, că e din Europa oferta. Da. Da. Hai să mai presupunem cum gândește un om cu mai multe sute de milioane sau așa. Păi 13 milioane fac din grupele Europa League. Păi da, Vali, dar aici există... Păi da, dar atunci când l-a vândut pe Man, probabil se gândea că va lua campionatul fără Man. Uite, s-a întâmplat. Să nu câștigi, campionatul. Pe de altă parte, nu ești în grupele Europa League. Corect. Ești în grupele Conference. Da, mă rog. Hai că ții, nu 13 milioane, poate din Conference. Pentru intrarea grupe, 2.900.000. Da, și dacă mai faci niște puncte pe acolo, faci 7, 8, 9, să zicem, în varianta bună. E ca la poker. Depinde ce carte ți intră. E clar că așa se întâmplă. Și e clar că un club cu un patron mai puțin potent ar fi făcut mișcarea în secunda 2, fără niciun fel de discuție, da. Domnul Becali se gândește la o sumă mult mai mare. E cu un mare risc. Întotdeauna a riscat și până acum a câștigat Gigi Becali, da. Uite că Man de la 150 de milioane, 30 de milioane s-a vândut până la urmă cu 13. Pe sumele astea n-ai cum să zicem, n-ai cum să vinzi niciodată. Asta spun. Ca să poți să vinzi, trebuie să ai rezultate și jocuri foarte bune la echipa națională. Echipa la care tu evoluezi, să aibă evoluții bune în Champions League sau în ce mai rău caz în Europa League. Corect. Păi mă surprinde că nu prinde, că nu se agață de business-ul ăsta, pentru că e ca la loto. Bagi un leu și iei, nu știu, 20 de milioane. 13 milioane, da, bagi un euro și iei 13, cam așa sună povestea în momentul de față cu jucătorul ăsta. Dar peste un an poate să fie 20 de milioane, dacă are o evoluție constant bună și o creștere valorică. Zero.
Și câteva sute de mii? Corect. Îți asumi și riscul ăsta. În România? Se poate să iasă din formă, să se accidenteze, Ioane, sunt foarte multe lucruri care... Ioane, gândește cum ar putea să mai crească în România. Îl mai văd, îl trimit echipa aia niște scouteri și nu, vede zic, că nu, Europa League. Vede, în, vede că în Europa poate League. Cu CFR Cluj, în conference, nu poate în conference, cu... în conference league, da. Nu da, poate da. Cu CFR... Stai puțin că zic cum poate să crească. Turneul final al Jocurilor Olimpice, corect. Conference League plus convocare la echipa națională. Asta într-un vedem, an de vedem, zile se pot întâmpla toate trei. Să dacă îi dau drumul la Jocurile Olimpice. Asta e ce valie corect. Da, asta ar fi normal. Da, asta e cel mai puțin probabil să se întâmple, să vină la Jocurile Olimpice. Și vin eu pe partea cealaltă. Să ajungi acolo, la Jocurile Olimpice, să ajungi în Conference League, da? Și să mai și joci în așa fel încât să demonstrezi că faci mai mult de 13 milioane, știi? Când, în momentul de față, i-au zis, oamenii au zis, băi, ăștia-s banii, ăștia ți-i dăm acum. Noi vedem treaba asta. Da. E destul de complicat. Și dacă domnul Becali nu simte că trebuie să-l vândă, e clar că nu-l vinde. Dar eu cred că e posibil să cedeze. Cu toate că cred că sunt șanse mici, pentru că altfel nu se spărgea, scuzați-mi expresia, din anturajul lor. Expresia, zic. Sunt șanse mici să cedeze. Să cedeze, da. Uh-huh. Pentru că a fost un interes să iasă în piață povestea. Așa. Și să se demonstreze, eu pot și am așa, dar Gigi nu vrea să-l dea. Țineți minte că țin cu dinții de secretele astea impresarii, de obicei. Nu e mai puțin adevărat că se câștigă enorm. Câștigă și ei enorm din povestea asta și e și logic și normal să câștige niște bani din asemenea transferuri, că așa se face. Da. Dumitru Dragomir la telefon, bună seara! Bună seara, domnilor! Cum vi se pare, nu știu dacă sunteți la curent, există o ofertă pe numele lui Octavian Popescu, 13 milioane plus 15% procente rămase pentru FCSB în cazul unui transfer ulterior, dar Gigi nu vrea să-l dea. Informația este venită chiar de la Ioan Becali. Credeți că face bine ce face Gigi Becali? Da, știe să facă bani, nici eu nu l-aș vinde cu 13 milioane în primii 5 talente ale Europei. Dacă e sănătos și nu se accidentează, se face de bani mulți. Gândiți-vă că n-are 19 ani, e încă junior. E adevărat. Este unul dintre cele mai mari talente din Europa și în primii 10 din lume, cred. Degeaba am auzit pe unii că alții că îl compară cu... domnule, într-o echipă mare cum e Holland, poate să fie și el foarte mare. Pentru că are ce n-au alții. Cine să fie mare? Într-o echipă cu Holland, Popescu? Poate să fie mare? Poftim? La ce vă referiți, domnul Dragomir? Că n-am înțeles. Vă referiți că Holland e atât de mare pentru că și joacă la o echipă mare? Sau... la ce vă referi? Păi sigur că da. Păi de, sigur, dacă Popescu, nu de asta a ajuns la o echipă mare, dar, pentru că e el foarte dacă mare. Dacă Popescu ar juca la City sau la Chelsea sau la o echipă de top, de părerea mea este că ar fi strălucit. Păi cine îl împiedică, domnul Dragomir? Pe Holland l-a cumpărat Dortmund. Băi, domnule, îl împiedică... că e român sau ce? Tu când dat în România, să plece, pleacă undeva, să duce pe bani mulți. Păi asta e. Nu era un business acum? Părerea mea este că Becali e mai bun negustor decât voi și decât mine. Asta probabil că da, adică putem fi... Păi singur, nu, dacă luăm istoricul lui Coman, dacă luăm istoricul lui Coman sau lui Man, nu e, pentru că ăia se vindeau cu 50-100 de milioane acum un an, doi. S-a vândut unul singur cu 13. Domnule, a face marketing nu este o greșeală, domnule. Nu e o greșeală, dar... A-ți lăuda marfa este un mare secret, să știi. Este, dar să nu exagerezi, să nu minți, că până la urmă o să zică lumea că... De ce, domnule? Toată lumea minte, de la americani până la ruși. Da, corect. Dar tot marketing ești, ce spuneți dumneavoastră acum, că intre primii 5 din Europa? Nu mai vorbim de marfa chinezească și tot. Da, toată lumea, domnule, cine face marketing ca lumea ăla vinde? Becali deocamdată este singurul care face singur marketing și merge.
Nu. Păi el, cred că impresarii, domnul Dragomir, cred că impresarii care s-au întors în momentul de față îmbracă toată povestea și le iese. Domnule, că... la cine vă referiți ca impresar? Păi Victor și Ioan Becali, înțeleg că ei fac transferul. Domnule, Victor și Ioan Becali face. Au făcut foarte mult bine fotbalul românesc. Eu vă spun că multe echipe dispăreau fără ajutorul ăsta. Dar în decursul istoriei ați înjurat, mai ales tu, ai înjurat inclusiv pe mine de nu știu câte ori. Eu nu v-am depuzat niciodată cu nimic, dar noi eram pe locul 7 în lume. Pe locul 9 în lume și pe locul 7 în Europa. Și eram nemulțumiți cu 2. Da, așa e. Chiar acum două seri am spus treaba asta. Așa e. De când a venit noua conducere și la federație și așa, suntem în cap. Așa e adevărat. Ăsta e adevărul. Domnul Dragomir, da. Totuși revin la comparația cu Haaland. Omul ăla a fost luat de Dortmund și când a fost luat, a dat o căruță de goluri în... De ce? Și de unde știți că dacă îl ia pe Octavian Popescu, Dortmund acum este mai mare decât Haaland? De unde știți? Păi, de unde știți că e mai mare? Sau că e în primii 5 din Europa? Domnule, încă o dată, eu nu spun că e mai mare decât Haaland. Doamne Dumnezeule, eu nu pot să spun că este așa. Pentru că și 2 ani distanță între ei contează enorm. Voi nu știți la vârsta asta, 2 luni contează. Contează. Domnul Dragomir, dar haideți să gândim foarte logic ca lumea să înțeleagă, să nu se creadă că păcălim pe cineva. Credeți că domnul Todoran ar putea să-l pregătească în așa fel încât pe Ovidiu Popescu să ajungă să coste Octavian Popescu să ajungă să coste 20-25 de milioane și cu alt antrenor din lojă, pentru că e treaba destul. Eu îl cunosc pe Todoran pentru că am lucrat la voluntari acum 3 ani de zile când am înțeles. Nici eu n-am nimic cu el, dar vin la ce spuneați la voastră foarte corect. Dacă îl vinzi acum, iei o grămadă de bani, e ca la loto, ai câștigat la loto 13 milioane și el s-ar putea să ajungă mai mare dacă e pregătit super profesionist la o echipă mare, cum spuneți, așa e. Asta e părerea mea. După părerea mea, Becali face foarte bine dacă l-ar mai ține un an de zile. Am înțeles. Cu riscul să nu se accidenteze, dar la banii Doamne ferește, Becali asta... nu contează 12-13 milioane de euro. Păi asta e ideea, nu contează asta, pentru dânsul. Așa că ar trebui să-l mai țină un an de zile și după aceea să-i dea drumul. Să-i dea drumul puțin mai copt, pentru că acum, ia uitați, intră în contră, el n-are forță în picioare și se cunoaște așa cum s-a cunoscut acum un an de zile la Hagi. N-are, da. Lui trebuie forță în picioare, atât, că restul știe bine, face din creier, nu face fentă învățată. Asta face fentă din instinct. Astea sunt realități. Afară de asta, are capacitate de efort ieșită din comun, fiți atenți aici, vă spun, pentru are moral de competiție înaltă, la 18 ani e diabolic. Nici n-au fost mulți, eu mă uit de 60 de ani la fotbal. N-au fost mulți în decurs de 60 de ani de talentul lui. Gândiți-vă că acum cât aleargă un fotbalist astăzi și cât alergau acum 15-20 de ani. Acum dacă nu alergi în peste 11 km pe meci, ești un om care nu poți să ajungi la echipa națională. Iar înainte, dacă alergai 6 km, 7 km, erai unul de cei mai tari fotbaliști din România. Dom'le, fotbalul s-a schimbat ca și societatea. Cine nu se adaptează noului, acela suferă. Iar noi am păcătuit prin faptul că în ultimii 30 de ani, niciun guvern care a venit nu s-a interesat de sportul românesc, nu neapărat de fotbal, de sport. Uitați-vă, toate echipele, toate sporturile de echipă sunt la pământ. Nu mai vorbesc cele individuale. Vă uitați ce am avut noi, gimnastica și atletismul și handbalul feminin și masculin și acum suntem o rușine. Haideți să gândim puțin logic apropo de păstrat încă un an, cam ce s-ar putea întâmpla în acest an. Eu spuneam mai devreme că... Dacă nu se accidentează, îl vinde cu peste 25 de milioane. Da. Echipa, pe de altă parte, haideți să ne gândim ce poate să facă Octavian Popescu în timpul ăsta, maxim, ca să poată fi vândut. Poate să zicem, să devină golgheterul campionatului? Nu, să facă forță, să pună forță pe el. Pentru că afară, dacă se duce, trebuie să joace, că dacă stă pe bancă,
se pierde. Bun, dar performanță ca să-l ia cineva pe banii ăștia, trebuie să joace la o echipă care trebuie să ia titlul în România. Da, ai dreptate, sunt de acord cu voi. Trebuie sunt să de acord, sunt joace de acord mai mult decât în Conference League, zic eu, Liga a treia de fotbal european. Mă uit la fazele date de voi, uitați-vă cu câtă vitalitate. Numai că se vede, te lovești de el, adică nu sar din el ca dintr-un stâlp de telegraf. E adevărat, numai că domnul Dragomir, aici joacă împotriva unei echipe de Liga a patra, nu? E cu... A treia. A treia. Steaua. Da? Da, era un meci cu Steaua. Da. Liga a treia. Vreau să vă mai spun o chestie. Când ai valoare și cu Liga a treia și cu Manchester United, e corect. Joci dacă ai valoare. Dacă n-ai valoare, nu ți iese nimic, mai nici acolo, nici acolo. Da. Iar lui... părerea mea că îi trebuie numai jocuri în picioare și forță în picioare, pentru că mental stă bine. Mi se pare exagerată comparația cu Dobrin? Că a apărut... Nu, sunt alte timpuri și alt tip de jucător. Ăsta e pus pe viteză, face tot în viteză. Dobrin avea viteză în execuție, dar nu în deplasare. Asta are și în deplasare. Da. Da, bineînțeles că măcar o vreme cât e Ianis la echipa națională sau așa, nu o să mai auzim de nouă Hagi, cred. O să fină comparațiile cu alții, cu Balaș, cu Dobrin. Nu, și Hagi de acum înainte o să-și dea drumul. În momentul când a prins forță în picioare, eu tot o spun de 2-3 ani de zile. Bă, fraților, lăsați-le să coacă, pentru că este o diferență enormă. Eu am urmărit și vă dați seama că am crescut în decursul vieții jucători mari de echipă națională. Problema este în felul următor. Dacă n-ai grijă de copii să joace, rețineți ce vă spun. Pentru că nu neapărat talentul poate să-l ducă în vârful piramidei. Munca, dacă îi place să muncească și să reziste antrenamentelor dure și să aibă neapărat moral de competiție mare. Dacă nu ai psihicul puternic și asta din naștere, nu poți să ajungi mare fotbalist. Poți să ai... tot ce vrei pe lumea asta. Uitați-vă, domnul președinte, ce s-a întâmplat cu Ianis după perioada petrecută la Fiorentina. A venit în România și a fost cel mai bun jucător al campionatului. Da, și a făcut forță în picioare. Asta spun, dacă a făcut lucrurile exact cum trebuie făcute într-un mediu sănătos, n-ai cum să nu crești. Mai ales că Ianis e un tip foarte cerebral. Domnule, și știe ce vrea de la viață. E foarte periculos la vârsta asta, pentru că trebuie să-i ghicești medicamentația, trebuie să-i ghicești alimentația. Acolo au nutriționiști, au tot felul de metode de antrenament, de vitaminizare. Acolo e diferit față de ce avem noi în România. Asta vreau să spun. Am început și noi, ușor, ușor. Ușor, ușor, da, așa e. Așa, am început și noi. Problema este încă o dată. Te duci cu un mare talent cum este ăsta, la luptă să-l faci superstar, dacă n-are moral de competiție mare, de competiție înaltă, nu poți să faci din el nimic. Ascultă-mă ce spun. Îl faci fotbalist bun de campionatul României. Acolo, în primul rând, trebuie să-l faci în meditații de limba engleză obligatoriu. Să vorbească cursiv limba engleză. O să râdeți ce vă spun acum. Nu să râdem. Nu este de râs, să știți. Eu cred că și de limba română ar trebui. Da. Domnule, limba română nu face, chiar dacă face greșeli de ortoepie, să știți de la mine că lumea îl înțelege, trebuie și acolo să îl înțeleagă și el să înțeleagă ce îi se transmite. Și mai este o chestie pe lângă tot ce s-a discutat acum. Eu cred că e foarte important și mentalul lui ca individ pentru a putea să gestioneze situația. Și vor mai fi situații în care se va vorbi de anumite transferuri, de sume importante, de bani. Da. Adică el trebuie să fie focusat doar pe ce are el de făcut. Antrenament, muncă. Pentru că dacă nu știi să gestionezi situațiile de genul acesta, poți să te pierzi la un moment dat. Domnilor, orice caracter cedează, fiți atenți, în momentul când îl duci de la 3.000 de euro pe lună la 200.000 de euro pe lună,
O e razna, măi, fraților, dacă nu are un caracter puternic. Ascultați-mă, vă spune un om cu experiență în viața asta. Asta se mai și modelează, asta nu spunem, e doar din naștere, domnul Dragomir. Adică cineva, corect, dacă se ocupă de el, ar trebui să lucreze la treaba asta. Știți, problema educației de grup este foarte bună. Grupul te educă. Domnul Dragomir, ce credeți că poate să facă și modică la CFR după 4 campionate luate? Poate să ia campionat. De ce credeți că poate și să mai ia campionat? Omul dracu, domnule. Păi omul dracu ia campionatul sau? Da, omul dracu este antrenor bun, dar și este profesionist. Afară de asta, nu-i suflă nimeni în ciorbă. Uh-huh. Domnule, așa cum e toată lumea, dar nu-l cunoaște, Iosif ăsta de la Rapid este exact și Mudică 2. Pentru că meseria asta e totuși o meserie, băi, fraților. Nu trebuie să fii academician să știi să pui tălg la pantofi. Dacă ești bun cizmar, ești bun cizmar. Dacă ești bun antrenor, ești bun antrenor. Nu ești academician, ești bun antrenor. Da, înțeleg. În principiu sunt de acord. Iar Șumudică este un bun antrenor, este meseriaș. Domnul Iosif așa trebuie cu... să mai confirme, domnul Dragomir. Șumudică a arătat în lungul anilor. Dumnezeu a promovat de două ori. Ce să confirme? Rapid n-a făcut niciun transfer la această oră. Păi... Ce să confirme Iosif? Să confirme că e de Liga 1. Păi, numai dacă ce echipă are, ce să confirme? Și asta e adevărat, da. Păi noi trebuie să fim realiști, mă, copii, așa. Putem să criticăm, Doamne Dumnezeule, dar la critică nu se pricepe nimeni ca mine, dacă vreți. Dar... Nu, mai spuneți-mi ceva, ce credeți că ar trebui să... Care ar fi următorul pas la echipa națională? Din partea federației, din partea... Din partea Rădoi. Antrenorul Rădoi să se schimbe puțin în gândire, pentru că numai animalele sunt consecvente. N-ați auzit ce a zis Marele Lucescu? Ba, da. O partidă să câștigă apărarea, nu cu atacul. Că dai 6 goluri și îți dai adversarul 7. Deci trebuie puțin să se adapteze la o idee de joc în care să nu mai ia așa goluri cu nemiluita. Un aspect. Al doilea. Federația să nu cedeze vis-a-vis de schimbarea problemei cu juniorul. Nu neapărat 2. Nu e bine cu 2. Dar cu unul obligatoriu în teren. Obligatoriu, reține ce vă spun. Obligatoriu în teren. O repriză 1, o repriză 1. Pentru că altfel, pe bancă n-am auzit de fotbalist să crească în valoare stând pe bancă. Uh-huh. Iar îi distruge pe copii, sunt talente la 18 ani, la 19 ani se pierd. Se nasc talente și mor speranțe. Da, varianta cu unul sub 21 și unul sub 23 nu credeți că ar fi bună, pentru că... Nu. De ce? Îi dai continuitate celui care a jucat până acum la sub 21? Să nu mai schimbe în minutul 2 juniorul. Vali, să lase să joace o repriză, da. Și dacă nu duce tot meciul, o repriză să joace celălalt. Obligatoriu să ai junior în teren. Bun. Domnul Dragomir, mulțumesc mult pentru dialog. Cu multă plăcere. Să ne auzim cu bine. Seară bună. Ne întoarcem după publicitate. Rămâneți cu noi.